Emoții mari pentru 15 foști elevi ai primei generații care au urmat 7 clase în școala generală în comuna Comăna. Ei s-au întâlnit la finalul acestei săptămâni pentru a aniversa 60 de ani de la terminarea școlii. Evenimentul a demarat cu un omagiu și o depunere de coroane la mormântul a 4 dintre dascăli, iar în cinstea lor a fost realizată o placă memorială în incinta școlii. Au fost depuse de asemenea coroane și la monumentul eroilor din Comăna de Jos. Profesori și directori, și după mare contribuție la instruirea și formarea zeci de generații de elevi, a contribuit hotărător la construcția școlii, atât la corpul nou cât și la corpul vechi în Comuna de Jos. Pentru merite deosebite, a fost decorat cu cea mai înaltă distinție la timpul respectiv 1964, cu diploma de învățător emerit, diploma acordată la Consiliul de Stat al României. Domnul Bucur a venit în Grijalma în 1934 și a plecat, a venit la Comăna în 1960. Din 1960 și până în 2000, când a venit aici, în cimitir, a educat o serie de copii din Comăna de Jos. Se binecuvintează această placă comemorativă cu valoarea Sfântului Duh și se vine această apă sfințită în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. La inițiativa unui grup de colegi s-a luat hotărârea ca în ziua de 23 iunie 2023 să aniversăm 60 de ani de la terminarea ultimei generații cu 7 clase, generație care a fost și prima la degradarea în folosinței acestei școli, eu chiar fiind din clasa 1-a în această școală, deci care se aniversează 67 de ani și de aia în folosința acestuia. Am fost 49 de elevi, dintre care 33 mai suntem în viață, 16 au decedat, iar în prezent la această întâlnire suntem un număr de 15 colegi. Cum a fost revederea cu colegi? Revederea a fost foarte emoționantă, de cu mulți nu ne-am întâlnit de 10 de ani, unii chiar de 60 de ani. Se sărbătoresc 60 de ani de la terminarea școlii, întâlnirea de 60 de ani a ultimei generații de ciclu gimnazial de 7 clase de la Comuna de Jos. Este un eveniment important atât pentru noi ca și comunitate, cât și pentru cei care sunt implicați direct. O revedere frumoasă, se dea până amintiri și vreau doar să spun că m-aș bucura din tot sufletul ca sistemul educațional să fie performant și ca generația despre care vorbim acum, aș vrea din tot sufletul să existe generații cel puțin la același nivel cum au fost cele de acum 50-60 de ani. Îi felicit încă o dată, îl felicit pe organizator, pe cel care i-a putut coopta pe toți colegii, pe domnul Sandu Boieru, să le dea Dumnezeu sănătate, felicitări și să ne mai întâlnim cu astfel de evenimente, că sunt importante pentru toată comunitatea.